Merge? Merge. Bun. Tefal, ai spus că nici măcar nu mai există în producere, nu? La mai de mult. Uh-huh. Asta e din ăla care să calci cu aburi. Cu aburi. Trebuie să se explic așa, că am și eu, că dar nu e a meu. Deci tu nu vrei, nu vrei să explici tu, nu? Nu vrei să vii tu aici la aparat. Hai că explică regele explicațiilor. Stai. Așa. Începând, aici ce e? Ce-s butoanele astea pe aici? Simplu, dai. Nu, alea nu cred că s-a apăsat. Alea, nu se relei, dur nimic. Asta am apăsat pe asta. Mergi. Nu știu ce. Ce este aici? Apasă pe on. Merge. Auto off. Unde pu? Unde bagi apă pe aici? Acolo. Aha. Aici bagi apă. Mhm. Ia, asta se mai înalță. Wow! Atât? Atât, da? Cred că mine, e bun. Și asta vine pe intensitate? Mm-hmm. Și cum poți schimbi de aici intensitatea? De sus, de la set. Poc, poc, poc. Aha, 4. Și acum fac așa ta? Da. Nu apăs pe ceva pe ce ca să dea cu aburi? Păi nu vezi că apar aburii? Da, apar. Hai să încerc să calc aici. Bă, da, tricoul ăsta să mor dacă te minte exact. Ce are, mă, aici? Mă, să mor. Parcă e stricat. Era un nod, e fashion. Îți vine în față, nu la buric, nu? Da. Ce? Ia. Bă, da, le are băiatul. Ia, stai să vezi, dacă e prima dată când calc. Ia. Merge. Ce bine. Bă, da, tricoul ăsta nu înțeleg, aici n-ai să-i faci. Pleacă aici. Stai că spun acum dacă e bun. Bă, da, le-am să mă pulă dacă nu. Dar parcă nu e ca la fel de călcat să apese, dea un pic de vapor din ăștia? Nu. Dar uite, deja s-a dus cuta de pe mijloc. S-a dus, da, așa e. Păi uite, chiar... vezi la mâneca acolo ai o. Tu spuneai că unde? Aici? Mâneca asta, altă, din partea stângă. Aici? Mhm, pe și spate. Fac? Și cum? Păi întorci cu bumerașul, în principiu, dacă vrei să ajungi. Oh, avem aici niște ia. Uite acum văd eu dacă e cu adevărat. Ia să vedem. Nu faci acum. E bine, nu? Deci azi. Unde e? Stai aici. Pac! Poți să ții și mâna pe umeraj dacă vrei să stabilizezi. Dar oare fac bine cum fac eu? Perfect! Mai am vă 20 de astea. Da, uite, nu mai dă aburi acum. Întinde un pic cordelina aia. Cu zi-vă, așa, ia. Wow, așa-i. Da, probabil nu mai urca aburul ăla. Am înțeles. Acum ăla fierbe continuu și ridică. Mm-hmm. Tu ai spus că ăsta îl folosești în fiecare zi, nu? Da. Chiar, adică chiar îl folosești? De câte ori ies din casă. Oh. E practic cât... Fierbe încălcat, da. Serios. Mai ales pentru femei. Pentru femeile au haine subțiri, rochi, chestii de mătase, nu știu. Poți să schimbi asta? Poți să schimbi pe ceva, pe alte chestii, pe femei, pe din asta, pe mătase, nu știu ce, nu? Nu e pe materiale sau așa. E destul de basic. Însă își face treaba. Dacă ai o cămașă, o ceva, rapid. Hai ce mă gândesc sula asta aici. Hai sula asta aici. Bă, pe bune vorbesc. Oare s-a călcat? Da. S-a călcat, da. Și plus că îi dă aspectul ăla natural. Uite, spre exemplu, prietenului meu nu-i place aspectul ăla de fier de călcat, știi, unde faci dungă, unde totul e țiplă. Lui nu-i place, știi, nu-i să pară tricoul ăla călcat de mănâncă acasă. Am înțeles, adică, da. Și asta este un aspect așa. Un aspect așa, da, adică nu-i îngrijit. Dar nu pare că ai stat 10 minute cu stația aia clasică și da, gospodină da, a dat cu mult. Da, știi, așa, mai... Da, nu știu, te-ai spus că te costă așa, cât a fost. Acum cred că e mai ieftin, 5 milioane maxim. Dar cum ai spus, nu-s mai... N-am văzut, n-am căutat să vedem cât costă. Nu, n-am mai găsit. Cred că nu-s mai fabrică, dar de când ăla ești asta? Nu mai știu. Ani de zile, înainte de pandemie. Când tu cum 3-4 ani, nu? Da. Da. Ei, de asta nu-s mai fabrică, dar ia cât e de greu. Are și apă? Nu prea e, cine știe ce greu. Vreo 5-6 milioane, oare cam așa, nu? Maxim. Mă, asta chiar e practic. Da. Și are și asta și are și standerul ăsta, adică nu trebuie să pui pe... Că ai văzut că se mai vând unele separat, cum a venit? Da, și mai sunt de alea micuțe, dar nu mici. Știu cum funcționează. Da, dacă nu, le pui și pui haina în cuier și faci așa. Dar asta chiar e mișto. E practic, e ușor de depozitat, că e îngust. Da, e îngust după un dulap. Puf după un dulap și... Da. Hai să văd aici, partea asta are ceva? Ai vreo șmecherie care să... N-are nimic. Doar bara asta de... reglaj.
Și asta ce lasă ce mai înaltă poziție? Cred că da, nu știu să zic sigur. Vezi că are niște clapete acolo ca am să... Și aici... Îl faci mai mic, cred că de acum. Mai mic, da, de aici, mm-hmm. Da, acum, da. S-a stricat patul, s-a stricat nimic, nu? Nu, dacă se strica... E la ghenă, direct. Da. Dar repar, cum la ghenă, repar, mergi la literalist. Din asta. Da. Cam asta e. Cum îi spui, stai un pic? Te fal. Te fal, instant control. Așa, așa scrie aici. Asta e. Da, hai.